Bună ziua și bine v-am găsit! Bună ziua! Unde suntem? Suntem în orașul Codlea, județul Brașov. Noi am venit aici pentru că la târgul Agraria de la Cluj ne-am întâlnit odată și acolo am văzut niște lucruri interesante, niște corturi, pentru că așa și în imagine le vedem în spatele dumneavoastră, care pot fi folosite ca și adăpusuri de animale, niște lucruri interesante pentru România. Haideți să vă prezentați și să-mi spuneți ce produse oferiți dumneavoastră. Uh, numele meu este Adrian Negoteiu, reprezint firma importatoare de corturi, de fapt sunt niște adăposturi pentru animale. Uh, ele vin dotate cu izolație, să nu fie condens, uh, să nu aibă animalele condens. Uh, sunt foarte rezistente. De, de ce astfel de variantă pentru ca alternativă la ceea ce înseamnă un adăpost clasic? Sunt mult mai ușor de construit, sunt mobile, se pot demonta și muta în orice locație dorită. Asta a fost și ideea. Noi la început am căutat o soluție pentru noi să creștem niște găini și am găsit aceste corturi produse în Ankara. Le-am adus și montându-l și văzând cât de rezistente și eficiente sunt, am zis să aducem și pentru fermierii români. Aveți vreo legătură cu agricultura? Pentru că mulți dintre cei care au produse în zona agricolă au avut ceva legătură cu agricultura. Noi, înainte de corturile acestea, n-am avut nicio legătură cu agricultura. Din ce zonă veniți, ca și, să zicem, muncă? Din ce faceați înainte să aveți această firmă? Publicitate. Interesant. Deci înseamnă că știți să și promovați ceea ce aveți. Un pic, un pic, da. Am înțeles. Bun. V-ați gândit la aceste lucruri? V-ați asociat? Sunteți mai mulți înțeleg care faceți aceste lucruri? Este o firmă mică de familie, sunt împreună cu Cumnatul, și ne-am gândit că aceste corturi sunt o soluție ideală pentru România. Bun, din punctul de vedere, când ați început să prospectați piața, să vedeți dacă sunt, eu știu, pretabile pentru România și dacă ar fi interes pentru ele? cam în urmă cu un an de zile, am avut câteva întâlniri cu fermieri. Au fost foarte interesați mai ales pentru faptul că le pot muta, nu necesită fundație, nu de se pot monta direct pe pământ și au fost foarte încântați. Bun. Avantajele astea de care spuneți în momentul când vă duceți, de exemplu, la un fermier, e ce pun în, în balanță? Odată, faptul că sunt ușor de montat, faptul că pot să le mute unde vor, poate și prețul mai mic decât un adăpost clasic? Da. În primul rând, prețul, care este undeva la jumătate de preț ce se găsește la noi pe piață. Izolația îi încântă foarte mult, deoarece <coughs> ei înainte aveau uh, făcute, improvizate, de fapt, niște corturi, numai cu o prelată în care aveau uh, o umiditate foarte mare la animale. Uh, Prezentându-le modele acestea, cu izolație, contra au fost foarte încântați. Ele sunt foarte rezistente acum. Ele vin pe două modele. Modelele clasice, care au o structură normală, simplă, și modelele cu sistem foarfecă, care au o structură metalică dublă. Acestea, în special, se folosesc în zonele în care e zăpada foarte mare și vânturi foarte puternice. Pentru că tot vorbeați de cele două modele, hai să vedem Cui se adresează primul model, cel clasic, și cui se adresează celălalt model mai, să spunem, complex? Ambele modele se adresează tuturor căsătorilor și pentru orice fel de animale. Deci nu contează că e de la șes, că e de la munte, că nu. e... Acum, cele clasice ar fi bine montate în partea de sud, în partea de șes, unde iernile nu sunt așa puternice, zăpezile nu sunt așa mari, oricum pe ele nu stau zăpada pe această prelată. Uh, cele cu structură dublă, cele cu sistem foarfecă, în special în zonele montane. Sunteți aici într-o zonă în mijlocul României, la Codla, de unde pot veni fermieri din toate părțile. Vin fermieri să vadă uh, cele pe care le vedem aici montate? Da, da. Au venit, au, chiar cei care le-au văzut au și cumpărat. Asta este ideea. Uh, uh, din poze și din astea, nu poate să-și facă o idee. Înțelegeți? În momentul când vine și le văd aici, aici montate, îă, imediat zice, da, domnule, suntem foarte mulțumiți, achiziționăm. Bun, și se uite și la preț, nu? Și la preț, da, în primul rând prețul. Ați început activitatea de un an de zile, ați lucrat în da. publicitate, știți bine că trebuie să vă promovați. Ați început să participați la târguri și expoziții. Da. Care a fost prima expoziție sau primul târg la care ați participat? Primul târg a fost cel de la Cluj, Agraria, în care am participat cu un model micuț, fiind primul târg, nici n-am știut cu cum se procedează. Acum, în septembrie, vom participa la Agralim, la Iași cu o structură... La sfârșitul, nu, la mijlocul lunii septembrie. La mijlocul lunii septembrie, da, din 19 septembrie. Vom participa cu un cort mai mare, plus o structură din aceasta dublă, la 10 metri de deschidere, pe 12 metri lungime. Adică totuși vrem să vadă oamenii să, fie, să vadă exact cât mai aproape de ce înseamnă în realitate, ok? Da, Bun. da. Pentru că tot vorbeam de Agraria și de ce a fost acolo. Haideți să vedem scurt cum a fost târgul de la Agraria, să vedem un repede materialul pe care noi l-am făcut atunci, atunci l-am și cunoscut. Vedem cum a fost la Agraria în 2019 și apoi venim din nou la discuție, da? De când sunteți prezenți pe piața românească cu corturi pentru animale? De un an de zile suntem prezenți cu aceste adăposturi. Special concepute pentru animale, ele asigură bune condiții de trai și pe timp de vară și pe timp de iarnă. În general, spre bovine, ovine, vă aplicați? Sunt uh, foarte bune și pentru bovine, și ovine, și porcine, și pentru producția de ciuperci, și pentru producția de îngrășământ organic cu râme. Deci se poate folosi în mai multe domenii. Spuneați că au rezistență la condiții meteorologice nefavorabile. Da. și foarte rezistente și la vânturi, și la... se pot monta în câmp, în spațiu deschis, fără niciun fel de problemă. Au început fermierii să adopte aceste corturi ca adăposturi pentru animale, ca să spunem să simplifice costurile? Da, da, pentru că sunt foarte mobile, le oferă o mobilitate foarte mare. Ele se pot demonta, muta în altă locație. Mai ales dacă se aplică, cum să spunem, pastoralul în sectorul zootehnic. Da, da. Cei pentru care fac transhumanță sunt foarte rentabile. Am văzut la agraria, ați participat, mulți fermieri din zona de Ardeal, dar acum încercați. Și zona de Moldova, spuneați, mergeți la Agralim, undeva 17-19... 19-22 septembrie. Știți mai bine, mai exact, pentru că sunteți acolo participant. Ce așteptări aveți de la această expoziție? Adică ce vreți uh, să vedeți? Vin să vă întrebe să ia decizia, vă așteptați să ia deciziile chiar după cele uh, Sincer, nu ne așteptăm să ia decizia pe loc, dar uh, trebuie să prezentăm produsul să-l vadă, să poată să pună mâna pe prelată. Apropo și prelata, producătorul la prelata aceasta exterioară ne oferă o garanție de 5 ani de zile. De, noi credem că va rezista mult mai mult de 5 ani, dacă producătorii. E, garanția, e sigur, garanția, Am înțeles. La noi, românul, fermierul român, mai bine zis, este din acela care până nu pune mâna, este mai greu de convins? Da, da. Ați avut discuții, probabil, cu mulți. Care este categoria de fermieri la care, eu știu, iau decizia mai repede? Haideți să spunem. Fermierii mari, fermierii mici, fermierii mijlocii. Cei mici și mijlocii. În special cei mari deja sunt doresc cu totul altceva. Ei au și putere financiară și construiesc hale. Și alt... fac de obicei da, da, fixe. Fixe, da. Exemplu, pentru că vorbeați de clienți și așa mai departe, cum am recepționat clienții de exemplu pe care aveți? Aveți deja clienți, înțeleg, sunt câțiva clienți care au cumpărat. În momentul când au venit, cât de repede au luat decizia de a cumpăra? Că, deci, după ce au vizionat cele două corturi de aici montate, cred că n-a durat 5 minute și au zis da, e ok, achiziționăm. Ce suprafețe au de obicei, cam suprafața medie pe care o doresc la un astfel de adăpost? Uh, undeva la, suprafața medie dorită e undeva 200-300 de metri pătrați. Noi avem uh, posibilitate de la 30 de metri pătrați până la 650 de metri pătrați să oferim alternative. Adică sunt multe tipuri de dimensiuni și pe înălțimi? Și pe înălțimi diferite și pe... Exemplu un La sistemul care există clasic, sau și celălalt, se mai pot adăuga, de exemplu, dacă vor să-și pună, nu știu, aer condiționat. Iubesc. Se poate pune, se da? poate pune chiar aer nu, condiționat. Nu, chiar, nu e glumă. chiar nu este glumă. Se pot pune monta ventilatoare, se poate face sistem de încălzire în ele, dacă se dorește. În afară de destinația pentru animale, de exemplu, ați avut cereri pentru unii care vor, de exemplu, să-și facă un. Da, se pot folosi și ca depozite de cereale, se pot folosi ca depozite de echipamente, utilaje să nu le plouă. În avem soluția fără izolație, se poate, deoarece neavând animale, ne respirând nimic înăuntru, nu se formează condensul așa. Și atunci avem, ofer avem oferim posibilitatea de a achiziționa numai scheletul, dacă doresc. A, și își fac ei și -și șfachei, de mai departe, dacă nu acoperire. au încredere în materialele noastre, în prelata noastră, pot să îl acopere cu ce doresc. Bun, pentru că tot vorbeam de clienți și așa mai departe, o să mergem să vizităm și clienții, să-i și vedem, să-i întrebăm și pe ei că sunt de mulțumiți. Unde ne recomanda să mergem? Am înțeles că aveți și în Făgăraș și în Sebeș, la unii dintre ei, nu? Da, la care doriți. Înainte cum era când creșteați animalele? Nu era foarte simplu nici atunci, nu ne permiteam să ținem un efectiv foarte mare, dar ca și, ca și prețuri la produse, erau mai, să zic așa, mai bune, mai, mai rentabile decât uh, acum. În sensul că uh, ce produce oaia? Lapte, uh, carne și lână. Uh, ca și lapte și carne, prețurile nu sunt foarte, foarte bucurătoare, dar uh, asta este. În schimb, la lână este un dezastru. N-ați dat nimic din lână, nici nu măcar cu leu provis. Nu am reușit să vindem nici un kilogram de lână. Mai mult... Aveți centru de colectare undeva pe aproape? Cel mai aproape centru de colectare este la... lângă undeva în zona Sibiului. Ne costă transportul, cred că mai mult decât prețul lânii și are rost să ne mai complicăm. Nu putem să ne acoperim nici măcar tunsul. Mai discutăm de profit. Pentru animale ați avut nevoie de adăposturi. La un moment dat aveți adăposturi și fixe, dar ați apelat și adăposturi din acestea mobile, pe care la un moment dat, dacă vă mutați cu pășunatul, să puteți să-l să mutați și pe acesta. Da, consider că cortul pentru animale, ca și mod de a nu deranja pe nimeni, adică avem pășunea undeva închiriată sau uh, arondată pe o perioadă de 5-7 uh, ani, după care contractele se termină. Nu avem putere să ne cumpărăm pășunile și proprietarii pot să nu mai prelungească contractele. În momentul ăsta, saivanele permanente uh, nu mai ne... Nu le mai putem ține uile în saivanele respective. Și atunci cortul este ușor de montat, foarte ușor de montat. Pare... Cât v-a luat? Deci avem un cort de 350 de metri pătrați, 50 de metri lungime, 7 lățime și am lucrat eu cu fiul meu și vreo doi băieți care ne ajută pe aici cu uile să zic maxim două zile, o zi jumate, în sensul că nu știam la început exact despre ce e vorba. Eu știu câteva ore până când am studiat schițele și am mai discutat cu domnul Adrian la telefon și pe urmă am reușit, m-am zis, maxim două zile să montează liniștit, fără probleme. Ați ajutat foarte mult pentru că sunteți mai tânări și mai în forță. Cât de ușor da. vi s-a părut să-l foarte ușor, chiar pot să zic că foarte ușor. ne de ușor. Când le vedeți acum deja amenajat și gata de a deposta animalele, vă gândiți că este poate mult mai avantajos decât unul fix? Cu siguranță, nici nu se compară. O să le întreținem în cort mult mai ușor decât în în alt punct Af afară, mai ales e destul de greu în zona noastră. Interesant dacă cei care mai cresc animale ca și dumneavoastră în zona au fost curioși să vadă ce aveți aici. Da, au fost foarte curioși. Chiar ne -am aștept... nu ne-am așteptat să fie chiar așa de curioși. Și ce ziceau? O, cum e, cei, cât de mare, cât de mic, țin cap animalele, câte în cap, e, e scump, e greu de montat, e greu de lucrat cu el. Noi le-am spus că suntem foarte mulțumiți și le recomandăm. Da, așa este adevărat. Până la urmă, apropo, să fii crescător de animale în ziua de astăzi, îți trebuie curaj pentru amândoi acum, pentru că dumneavoastră sunteți viitorul, tatăl dumneavoastră este prezentul. Cu siguranță trebuie mult curaj. Trebuie? Da. Tatăl dumneavoastră a avut curaj și vă preda și tafeta? În mare parte da, <laughs> văd că da. Nu știu. și vă place ceea ce faceți? Da, pot să zic că da, o fac din plăcere. Dacă n-ar fi plăcere, cu siguranță, nu știu dacă poți să faci. Adăposturi frumoase, fermieri care sunt mulțumiți, așa au declarat că sunt mulțumiți de produsele dumneavoastră. La un moment dat, pe piața românească sunt produse din toate zonele Europei și din această parte. Spuneți că sunt produse făcute la o fabrică din, din Tur în Ankara, Turcia. care e unul din centrele importante economice ale Turciei. Cum se produc, cum ați ales această cooperare cu ei, cât de mari sunt ca și fabrică, vă pot asigura, de exemplu, dacă aveți cereri multe? Da, deci este o fabrică foarte mare din Turcia, cred că e printre primii doi producători. De fapt, nu sunt nici foarte mulți producători de asemenea adăposturi. Au o capacitate mare lucrează totuși la o calitate, nu chinezările care erau la noi înainte. Calitatea este mai bună, garanția oferită de ei pentru prelată, faptul că Structura este din țeavă galvanizată și interior și exterior. Am găsit alt producător care era galvanizată la exterior numai, de exemplu, și atunci nu ne-a convenit deoarece rugina pătrunde la interior. L-ați găsit greu? Adică în sensul de... Sau deja știați cam ce vreți și v-ați căutat repede? Am văzut câteva, partenerul. când am căutat pentru neadăpost, am văzut câteva imagini, ei fiind foarte prezenți, fiind o firmă mare, vând undeva la peste 40.000 de metri pătrați pe an, cel puțin pe partea Asiei. Cam pe unde, exact asta vă întrebam. Pe partea Asiei se vinde foarte mult. E, acolo necesită o mobilitate mare, având terenuri foarte mari, trebuie să se mute foarte des cu animalele. Am, am înțeles. L-ați găsit pe partener? Discuțiile cum, cum au mers, cum au ați negociat cu ei, că știu că de obicei cu turcii trebuie să negociezi mult, că așa le place. Da, da, într adevăr așa este. Uh, au fost foarte deschiși, uh, în special că doreau să intre pe, pe, pe partea asta a Europei. Și prin noi, acum oricum, noi încercăm să promovăm produsele noastre și în Germania. Avem un partener acolo cu care colaborăm și vom vinde și în Germania produsele noastre și ei sunt foarte încântați de pătrunderea asta pe piața europeană. Da, e o portiță prin care pot ajunge în Europa, prin România. Da. Cât de mult au durat negocierile și să spunem, pentru că acolo sunt toate, chestii, toate chestiile comerciale, discounturi, produse, să le încercați să vedeți cam ce se potrivește. Să știți că foarte mult nu a durat. Au durat au studiat un pic clima din România ca să ne ofere produsele potrivite. Aș, potrivite pentru clima noastră. Ei fiind foarte dornici de a pătrunde, atunci negocierile au decurs mult mai simplu și mai ușor În momentul de față. Acest parteneriat între Turcia și România există și pe alte domenii de activitate din agricultură, echipamente de, știu, din spatele tractorului, chiar și tractoare și așa mai departe. În zona asta, ne fiind foarte mulți sunt mulțumiți că au o piață pe care nu există nu există, dar nu nu prea există concurență. Sunt câteva produse corturi, mai ales cele italienești dar acelea nu oferă, sunt mai mult ca depozite. Ele nu oferă un adăpost specific pentru animale. Știam că în Turcia fac în general lucruri la nivel mare, dar chiar, chiar e interesant. Faptul că sunteți o firmă foarte mare, v-au acordat încredere încă de la început? Da, da, am, am obținut încrederea lor. Important faptul că, iată, v ales și că. În momentul de față, mă, merg cu dumneavoastră înainte și vă sprijină din toate punctele de vedere, nu? Da, ne sprijin, inclusiv ne-au dat exclusivitate pentru România, adică orice alt, partener, orice alt fermier, dacă dorește să achiziționeze de la ei, este îndreptat către noi. Foarte adevărat. Și acum să concluzionăm. Aveți un business în România pe care l-ați început în zona agricolă, de vreun an și un pic. Da. Aveți niște produse care, iată, vin pe o nișă care nu există în România? Da. O nișă pe care trebuie să o promovați? Și haideți să vedem acum cum v-ați făcut planul de business. Adică v-ați gândit foarte bine. Începem cu corturi mai mici, începem cu corturi mijlocii. Unde vreți să ajungeți? Poate vreți să exportați și în alte țări din zona asta de est a Europei, poate și în Europa de vest. Da, chiar suntem în discuție în Republica Moldova cu un partener de acolo. Trebuia să participăm, dar n-am mai avut timp fiind și Târgu de la Iași. Ei au și Moldo Expo, n-am reușit să ne împărțim, dar la anul precis vom fi prezenți și, la, și în Republica Moldova. V-ați gândit la afacere să o clar? Da, da, da. Chiar am intrat pe piață cu toate modelele recomandate de producători pentru zona noastră. Adică nu ne-am oprit, aducem numai corturi mici, numai corturi cu un anumit tip de izolație, aducem cu tot ce, se poate, tot ce poate oferi producător. Cum vedeți piața din România? Pentru că deja de un an de zile, de când tot băteți probabil fermele și stați de vorbă cu cei care produc fermierii, fie că sunt în zootehnie, fie că sunt în cultură mare și au nevoie de așa ceva. Cum vedeți agricultura României? Este în momentul de față? Are potențial? Adică crește, crește? Da, din punctul nostru de vedere, crește. Și uh, asta ne bucură, deoarece, uh, mai ales, crescătorii de oi, sunt uh, care acum dăm la făgăraș, sunt foarte interesați, îi ajută foarte mult. Avem cei care, din majoritatea clienților, sunt de o parte ardealului. Acum de aia participăm la ea și să. Uh, se ce... partea Mandovânia. Da, uh, și da. În sud, undeva, la cei plan, care, la care fac uh, se ocupă cu Iar și sunt foarte încântați de ele. Da. Le pot monta, adică le pot să le reducă într-o parte? Ele poate, sunt, de, de exemplu, sunt altfel. Pășunat, unde ele, ele sunt așa concepute încât țevile și -astea, toate se desprind, nu se îmbină, nu modulare. se sud, modulare, nu se sudează nimica. Lungimea lor cea mai mare e undeva la 2 metri, deci ușor încape, de transportat în cape în orice dubă și sunt foarte încântați. Cam cât. Durează, de exemplu, avem în spatele noastră un cort. Cam cât durează uh, montarea acestui cort? De la când îl desfaci din cutie până reușești să-l faci așa cum îl vedem în spatele noastră? Uh, acum e în funcție de uh, personalul care l ai la montaj. Uh, acesta poate dura într-o zi, de dimineață până seara se poate monta. Dacă sunt, de exemplu, la acesta de 70 de metri pătați, sunt 4-6 persoane. Se poate monta și în două persoane, dar deja durează a doua două zile, zi, două correct. zile. Da. Din punctul de vedere, uh, pare un produs care iată, se adresează tuturor categoriilor uh, de fermieri. Fie că au, spuneam mai devreme, animale, da. fie că... Crescători de, de păsări, de bovine, da, de exact, porcine. Exact, crescători de păsări pot fi... Da, da, da. Am da. văzut acum, înăuntru, păsări care cresc în da. un de genul ăsta, chiar aici. Da. interesant. De exemplu... Uh, păsările care stau înăuntru sunt și un... Mă rog, parcă nu par păsări din România. ce cu ele? Da, avem și o rasă, aia am ce o rasă neagră, cu carne neagră. Sincer, n-am tăiat, n-am gustat încă. Da, da înțeleg că e delicată. Da, da. O să mergem să discutăm și cu cei care le cresc și să ne spună, am înțeles că doamna are mai multe astea. Dar să revenim la acorduri pentru că lucrul ăsta e interesant și să tragem niște concluzii. Ați Ați intrat pe piață, sunteți în plină dezvoltare. Unde vă doriți să ajungeți? Cam câte corturi vă doriți să vindeți, de exemplu, pe an? Cam care este planul pe care vi l-ați făcut? Ideal ar fi să vindem undeva la 200-300 de bucăți pe an. Asta este targetul pe care, e, da, spus. pe care ni l-am propus. Asta să-l atingem undeva în 2 ani de zile. Faptul că vindeți, vă duceți din persoană în persoană, dar probabil că folosiți și instrumente moderne, adică site, online... Da, Facebook, tot ce ține de partea... Cum române. reacționează oamenii până la urmă? Văd pe zona sa de promovare, dar tot vin să le vadă. Tot vin să le vadă. Știți că la noi la român, degeaba, până nu atinge el produsul și păi, băia, când se duce să-și iau un televizor, trebuie să meargă în magazin să-l vadă. Corect. Un agropec de succes pe care l-ați dezvoltat și vreau să vă întreb la final un lucru foarte Că toată lumea o să mă întrebe, dar ați vorbit de toate cele acolo, de exemplu, cortul din spate, cam la ce preț ar duce aproximativ? Cortul nostru din spate... să. de metri pătrați, spus. Da, este cel cu sistem foarfecă, care oricum sunt mult mai scumpe ca alt regim. Da, dar sunt și uh, pentru alte destinații, adică mai importante. Da, se duce undeva la... 2.700 de euro, cu TVA inclus. Deci până cu... în 3.000 de euro doar. Până în 3.000 uh, de euro. Așteptăm la un preț mai mare. Nu, și în acest preț este inclus tva oferim și transport la, din partea firmei la client. La montaj, și asistență la montaj. Când da. Trebuie să învățați pentru asta. Interesant. N-a părut bine să vă cunoaștem aici, să invităm pe telespectatori care sunt interesați să vă găsească. Unde vă pot găsi? Pe site? pe site www.corturianimale.ro, pagina de Facebook Corturi Animale. Bun, deci dacă dau corturi animale, până la urmă trebuie să găsească acest lucru și, pe urmă, n-au decât să ia cortul și să aducă și animale, ca da. să de animal. Da. Mulțumim mult, domnule Negoteiu. Mulțumim Succes și noi. într-un business în care, iată, în România sunt bucuros să aflu că există din ce în ce mai mulți întreprinzători care au curaj să facă un business în România și să ofere produse și să sperăm că ne vedem peste puțin timp prin multe locuri cu produsele dumneavoastră. În septembrie vom participa la Agralim, la Iași, din 19 septembrie, cu un cort mai mare, plus o structură din aceasta dublă, la 10 metri deschidere, pe 12 metri lungime.